În etapa cu numărul 8 a Ligii a 3-a, CSMR Râmnicu Sărat a primit vizita liderului seriei C2, Progresul Spartac București, echipă care în șapte etape disputate până acum a obținut șase victorii și un egal. Meciul a fost echilibrat în primele 45 de minute, dovadă și scorul înregistrat la pauză pe tabela de marcaj 0-0. În ultimele 20 de minute ale partii de Iwaspeții au reușit să înscrie însă două goluri și au obținut toate cele trei puncte puse în joc prin dubla lui Mircea Donca. În minutul 70, acesta a înscris printr-un șut de la 25 de metri bine plasat în vincul porții, iar în minutul 85 a reușit un nou gol. Etapa viitoare CSM Râmnicu Sărat va juca în deplasare vineri 20 octombrie cu Delta Dobrogea Tulcea.